unul spre a doi la a treia. Da. Plus 1 pe 4. Mhm. Egal cu 1 pe 8 plus 1 pe 4. Corect. Am pus că pe a doua cu 2. 2 și avem 1 pe 2. 3 pe 8. 3 pe 8. Corect. Da, profesor? Da. Altul? Zicem, minus 3 totul la minus 2. Minus 3 totul la minus 2. Plus 5 pe 9. Egal cu? Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 totul la a doua, plus 5 pe 9. Este egal cu... Da, hai de aici, dacă o fugea de un aici. Da. N-am cuțat tu? Corect. Da. Este bine. Egal cu 6 pe 9. Și este 1. Egal cu 1 pe 9 plus 5 pe 9 și 6 pe 9. Deci aici acum minus la putere pară dispare și va fi egal cu 1 pe 9 plus 5 pe 9, 6 pe 9 simplificăm și 2 pe 6 pe 9 și e 2 pe 3. Toată lumea de acord? Da! Da! Da, următoarea. Minus 3 tot la minus 3. Facem și noi ca micuță Gauss. Da, da, nu da. Timp. Minus 3 tot la minus 3. Minus 5 pe 27. Minus 5 pe 27, da. Da. Egal cu. Egal cu cine la comandă? Adi. Adi. Da, minus, taci. Minus 1 pe 3 totul la puterea minus 3. Nu sunt de acord? Să mai opun cineva? Eu mă opun. Tu da, doi. Da, și eu. Rezistenței. E minus 2. Uite formula. E minus 1 pe 3 totul la a treia. Așa. Pe 3. Totul la a treia. Așa. Tudor nu înțeles, da? Formulă. Păi, Tudore, ia ce spune. A la minus n. Uite la aceea. A la minus n. Ăsta să zicem că iau, Tudor. Așa. Și ăsta e minus n. Deci e egal supra. De 1 supra. Ce iau? Ce iau? Au este... 1 supra minus, minus 3. 3? Așa. Pune minus 1 la 3 de sub ca să înțeleagă și mai clar. Deci egal cu 1 supra minus 3. Acum e clar? Da. 1 supra minus 3, deci s-o răsturnam pur și simplu. La a treia. Da. Totul la a treia. Totul la a treia, da. S-a pus până aici. Totul la a treia să nu, nu mai stă de jos. Nu mai stă de jos la a treia. E perfect. Ăsta de jos la a treia, da? Și egal acum. Păi dea de luna, dar dacă numai ăsta de 3, ăsta de jos la a treia, aici înseamnă că tu ai greșit. Mă, nu, că totul. Totul da? Este, tot, da? Tot aia tot, tot, tot aia. Am văzut, bun, da. Da? Minus 5 pe... Gata, am văzut. Minus 5 pe 27. Minus 5 pe 27. Cât de? Facem acum. Este egal cu iradie. Dacă nu înțelegi, îmi spui, da? Păi, minus 1 supra 27, minus... da, minus 1 supra 27, minus 5 pe 27, minus... Acă e ori? Nu-i ori. Minus și cu... E minus 1 pe 27, minus 5 pe 27. Minus 6 pe 27. Da. 27 se simplifică printr-un 3. Da. Da. Și da, minus? Și minus 2 pe 9. No. Și atât dai. Da. Da, altceva, alte chestii. Tu, Dori, vorbești tu. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3 în paranteze la minus 1. Plus 2 pe 5 la minus 1. Cum? Uite aici, l-am scris eu pe tabla. Plus. Așa. Formula e asta. Aia, da. Înseamnă minus 3 pe 2 la puterea 1. La puterea 2, a? Adică minus 3 pe 2, ce să mai scriu la puterea 2? Plus, plus 5 pe 2. Plus 5 supra 2. Hai ce putere. Egal. Tot la întâi. Și egal cu? Și egal cu 3, minus 3 plus 5 minus... Care e mai mare? Minus 3 plus 5. Plus 2. Plus 2 pe 2, care dă? Pe 2, 1. 1. Toată lumea de acord? Da. Alte chestii. Așa.
Anca. Zicem. Minus 3, minus 2 pe 3, am zis-o pe asta. Minus 3 pe 5 la minus 2, minus 3 pe 5 totul la minus 2, la minus 2, da. Plus minus 6 pe 5 la minus 1, minus 6 pe 5 totul la minus 1, egal cu? Minus 3 pe 1 sub. Uite, urăstor. 5, minus 5 pe 3 la minus 2. Minus 5 pe 3 la a doua. Uite, Ana. Da, la minus. Nu, la, la a doua. Tu de-aia o răstor. Da. Tu tot aici ai înțeles? Da, aici. Da. Plus 5 pe 6, minus 5 pe 6 la... Plus, minus, da? Minus. Da. Plus și deschid o paranteză, da? Minus 5 pe 6 la... Adică minus 5 pe 6, da? Da. Este egal cu... Se... Nu. Ducem... Uite aici. Minus la putere... Plus. Plus și o să fie egal cu 5 la a doua. 5 ori 5, 25. Supra... Supra... 3 la a doua. 9. Da. Plus? Plus, minus? 5 pe 6? Cum fac? Minus. Minus 5 pe 6. Mai repede, mai hotărâtă. Minus 5 pe 6. Nu se plinește, vă dați seama. Da? Păi. Și egal cu? Factor comun? 18. 2. Și 1, 3. Da? 50. Minus 15. Care să dea? 35 supra 18. 35 supra 18. Mai departe, altcineva? Minus 3 pe 5, Tudor. Minus 3 pe 5, totul la minus 2. Asta putea fi significativ. Da, da. Minus mie. Nici mie. Nu mai un pic, stai să vezi. Și mie la fel. De 5 pe 6. Păi acum se simplifică prin 3. Da, prin cât am cuțeam? Se simplifică prin 3. Da? Și dă 15? Nu 15. 5. Prin 3 nu se simplifică 35. Nu, nu merge. 3 pe 5? 5. 3. Prin 6. Prin 6. Prin 6. Nu știu, minus 6. Și mie. Păi uite din până. Ca să dai la 7. Se împarte la 7. Păi, Miruna, hai să vedem unde e greșeala. Uite-te pe tablă, unde e la tine. A, eu am știut cum am făcut greșeala, dar acolo e 25. Deci, la minus 2, înseamnă că toace fracția din 5 pe 3 la a doua, care e 25 pe 9. Da. Da? Minus 5 pe 6. Numitorul comun este 18. Prima cu 2. A doua cu 3. 25, 50, minus 15. 35 pe 18. Nu se simplific prin nimic. Prin cât se simplific? 7 ori 5. Sus face 7 ori 5. Jos face 2 ori 9. Sau 3 ori 9. Nu există un divizor comun. Aceea este fracție ireductibilă. Da. Deci tu doar te pregătești. Unde e greșit, Miruna, te rog? Am scris 25 pe 9 plus minus 5 pe 6. Da? Și am pus neatentă și am scris minus 5 pe 6. O simplificat. Adică, nu, da, minus 5 pe 6. O simplificat, probabil. Nu, n-am simplificat nimic. Pur și simplu, n-am mai scris și m-am uitat numai la ultima chestie. La 5 pe 6? Da, minus 5 pe 6. Asta. Mă scuzați acum. Atenție și tu la fel. Hai. Deci, ești unde greșit. Minus 2. Totul la minus 1 și totul la 3 ani, plus 1 pe 4. I-a dat, a zis Tudor. Tudor, pe domnul profesor. Minus la putere impară. Stai, nu te uite, A la minus N, ca și cum ăsta ar fi A, Tudor. Dar mai întâi, Tudor, uite-te că ai așa, A la N, totul la M. Unde? Acolo, A la N, totul la M. 2. Minus 2 este. Minus 2, totul la. Minus 2, totul la. Minus 1 ori 3. 1 ori 3. Adică? La. Minus 3. Totul la minus 3. Corect. Plus 1 pe 4. Și acum aici, că el aici nu stăpânește. Da. Nu, Tudor, aici acum, am înțeles. Totul la minus 3, ceva la minus, înseamnă acel ceva, aparent, bine, 1 supra, cât e el,
1 supra cât e el? Da, cât e el, îl iei cu tot cu semn. Tot, cu tot. Ai înțeles? 1 supra. Și uite formulă, 1 supra. 1 supra minus 2. Minus 2 la puterea minus 3. Păi, tocmai o suferit dacă ai întors. La n simplu. A minus 2 la puterea 3. A 3. Deci minus 2 totul la 3, în paranteză. Că minusul, 3 s-a adresat și lui minusul. Corect. Deci plus, minus 1 minus 2 la 3 plus 1 pe 4. Și egal mai departe cu? Egal cu minus 2 la puterea 3. E 1 supra. 1 supra. 1 supra. Minus 2 la 3, că minusul rămâne 2 la putere, minus la putere, taci un pic, minus la putere impară, tot minus. Și o să fie minus 1 supra, 2 la 3, supra, minus 8. 8. Minus 1 pe 8, plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Amplificăm, va fi egal cu numitor comun 8, minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, 1. 1 pe 8. Da? Deci 1 pe 8. 8. Altă ieșiție, să zicem. 3 pe 4 totul la 3. 3 pe 4 totul la 3. Împărțit la 3 pe 4 la 4. Domnul! Hai zi, adu-ți! 3 pe 4 totul la puterea minus 1, adică 4 pe 3 totul la 3. E 3 pe 4, 4 pe 3 la minus 1, adică este egal cu 4 pe 3. Gata. Ai înțeles tot? Da. Rezolvat-o. Pe asta ai înțeles? Ok. 2 pe 7 totul la 5. Așa, ori 2 pe 7 totul la 4. 2 pe 7 totul la 5. Ori 2 pe 7 totul la 4. Împărțit la 2 pe 7 totul la 10. Totul la 10. Cine-i domnul profesor? A, egal cu 2 pe 7 la puterea 5 plus 9 minus 5 plus 9 minus 5 plus 4, poate ai vrut să zici. 5 plus 4, deși 9. 5 plus 4 minus 10, adică 5 plus 4 e 9, 9 minus 10 e minus 1. Și 2 pe 7 la puterea minus 1, adică 7 pe 2. Deci egal cu 7 pe 2. Eu vreau să știu cine n-am înțeles. Tudor? Ai înțeles? Da. Okay. Zicem, minus 3 pe 4 totul la minus 2. Minus 3 pe 4 totul la minus 2. Am calcul, pregătești. Ori, minus 3 pe 4 la minus 5. Împărțit la minus 3 pe 4 la minus 6. Totul la minus 6. Face cât? Minus 3 pe 4 de la minus 6. A! Tu vrei să o faci aici? Sau dar cum? Nu întoarci, pierzi timpul. Ai minus 3 pe 4 pe 6. Observ că e aceeași bază și atunci așa avem aici mulțit și aici împărțit. Deci pe ăștia îi vei aduna și pe scadă. Și din rezultat scădem pe ăla. Da. Minus 3 pe 4 la 1. Minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4 totul la? Totul la? Păi ai minus 2 minus 5. Minus 2 minus 5 minus 7. Deci totul la minus 7. Scrie Mihaela. La minus 7, împărțit la minus 3 pe 4 la minus 6, ca să fie mai clar. Lăsăm operația la împărțire acum. Și este egal cu? Cum se împart două puteri care au aceeași bază? Se scad exponențe. Deci copiem baza, minus 3 pe 4. Totul la? Și ce se face cu eu așa? Minus 7 la... Cum scriu ăla? Minus 7? Că tot Cum e aici? Că nu știu. Din minus 7 scădem pe minus 6. Da. Scrie minus 7. Da. Dar spune clar că se poate 7 minus în paranteză minus 6. Și egal mai departe cu? Sunteți de acord toți? Da. Și egal cu? Minus 3 pe 4. Minus 3 supra 4. Totul la? Minus 7. Acum, dacă e minus, minus 6, ce? Plus. Cum e? Plus. Deci minus 7 plus? Plus 6. 6. Și minus 7 plus 6? Minus 1. Minus 1. 7 e mai mare. E 1. E minus 1. Și este egal cu? Acum avem la o putere. Are egal acum cu? 4 pe 3.
4 pe 3 întors, dar minusul nu are și el treabă, nu e și el... Și o... minus. Minus 4 pe 3. Da, păi nu-i mai altă ceva, mă. 4 pe 3 e număr pozitiv, minus 4 pe 3 e număr negativ. Și Miruna a greșit și a tot 4 pe 3 a fost. Deci Miruna... E o foarte cinstită, vedeți? Din negreșițile acestea, când ați făcut greșeala, venim și ce rămânem aici? Care a fost motivul pentru care tu ai greșit? Că ai privit, parcă ai fost 3 pe 4. Core. Dacă ai fost 3 pe 4, 3 pe 4 la minus 1 își face 4 pe 3. Dar fiind minusul la puterea aceea, dacă ai fost minus toată chestia la minus 2, minus 2, întoarce și face plus, face 4 pe 3 totul la 2. Că minusul la putere par ar fi. Mare atenție, mai copii! Da? Acest lucru nu-l lua atât de ușor. De ușor. Exact. Nu-l lua în glumă. Atenție, atenție, nu se ia o chestie în glumă, ci că am greșit o singură chestie, un semn. Da, un semn. Termină tot. Am greșit un semn. Da, am făcut perfect, dar am greșit un semn. Da, da. Păi iau ceva. În loc să spun 2, am zis minus 2. Păi unii 2 pe axă, unii 2 e situat pe axă și unii minus 2. Copii, și este toată chestia asta care trebuie să o înțelegeți. Aici este 0, 1, 2 este aici, 1, 2, minus 2 este în partea asta altă. Da? Deci atenție foarte mult la toată povestea asta. Nu avem voie să greșim. Nu luați în ușor sau nu tratați cu așa ușurință greșelile pe care le faceți. Am să vă spun un secret. Ori de câte ori tratați cu ușurință, greșeala se repetă. Dar dacă spui, oh, deci când ți-ai spus, nu, să poate să mai greșesc, adică te înfurnică chestia asta, atunci nu mai greșești, pentru că tu ai luat o decizie. Ai greșit și nu mai am voie să mai greșesc de aici. Da? Deci am învățat aici că odată la puterea respectivă și minusul este luat în afectat și minusul 1 la putere pară sau impară. Atrag atenția. Atrag atenția că numai așa eliminăm greșelile. Dacă treceți cu ușurință, copiii, vă spune din experiență. Deci am văzut astfel de cazuri și el se perpetuează chestia asta și în termenul și liceu și el încă nu știe semnul algebră. Nu știu, a dat tot timpul la întâmplare și e o greșeală, oricum. Face plus, se face minus, nu știu. Face plus. Da, face minus. Nu rugea Ani. Adunăm, un puțin. Mai facem unul și dacă sunt profesor, da? Da. Vine Timi? Da. Vine și fratele lui, ia 11. Da? Ia 11. A cui? Da? A lui, da. Mă bucur. Deci-mă așa. Minus 1 pe 2, totul la 5-a. Ori minus 1 pe 2, totul la 7-a. Împărțit la minus 1 pe 2, totul la 10-a. Și toată asta la minusul de până acum. Toată asta de la capăt. E la puterea minusului. La minusul. Cine lucrează, domn profesor? Miruna, că tot a greșit. Minusul pe 2 la puterea 5 plus 7, adică 12. Așa, deci minusul pe 2 totul la 12. 12 minus 10, minusul pe 2 totul la 2. Ai făcut deodată, da? Da. Să lăsăm așa în doi pași. Am să fac în doi pași. La minus 1 pe 2. Totul la 10. Și totul la minus 1. Adică 1 pe 2 totul la minus 2. Adică 2... O secundă. Vei spune minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Asta e baza. 1 pe 2. Eu am scris minus 1 pe 2 la puterea 2. Da, lasă-mă să scriu și eu. Adică... Să scriu în ritmul ăsta. 1 pe 2. Totul la 2. Totul la 2. Adică la 12 minus 10. Totul la și totul la... Și totul la... Minus 1. Minus 1. Adică 1 pe 2 la puterea minus 2. 1 pe 2 la... Minus 2. Da, domn profesor, aici se face A la N, totul la M. Așa vreau să faci. Minus 1 pe 2, totul la... Și va fi 1 pe, minus 1 pe 2, totul la ce putere? Minus 2. Așa. La minus 2. Ca să fie, și va fi egal cu... Și egal cu minus 2 la puterea a 2. Așa. Deci egal cu minus 2, să-mi place, totul la a doua. Și este egal cu? Trebuie să punem paranteze, minus 2, totul la a doua. Totul la a doua, că îl afectează. Și va fi egal cu? Și va fi egal cu 4. Copii, haideți să înțelegem foarte bine. Dacă aceste proprietăți le aveți clare, adică
A la 0 face 1. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază, iată-ne. N-am stat pe gânduri. Două puteri care au aceeași bază. Minusul. Cine o fi acolo? E un A. Exact. Minus 1 plus 2, totul la 5 plus 7. 12. După care, cum se împart două puteri care au aceeași bază? Copii baza și se scade exponenții. Și am ajuns la minus 1 plus 2, totul la 2 și totul la minus 1, care l-am tot cărat. Și acum suntem în proprietatea A la N, totul la M, care înseamnă A la puterea N ori M. Da, deci vă rog să le învățați, pentru că... N-avem cum să... Dacă să lucrăm. De-aia ne-am pus aici și au stat sub nasul nostru tot timpul. Că pe ele trebuie să le avem în vedere. Și ultimele două foarte importante, că da. Noi pentru noi. Ultimele și... două care le-ați dat 7 și 7 da. Prim, domn profesor. Bun. Din proprietăți, 7 și 7 prim. Da, jos. Da. Tot ne-am lovit de asta. Exact. Eu n-am mai vrut să o dau pe asta, dar ca solicitant a fost important ca să o aveți și să înțelegeți că fracția se întoarce. A mers mult mai ușor când ne-ați dat-o. Sigur că da. Deci în clipa asta am putut să reacționăm foarte repede. Dacă e cu minus, cu tot cu minus întoarcem și pe urmă constatăm. Îi pară, minusul dispare. Îi impară, minusul rămâne. Și mare atenție la paranteză, că dacă nu puneam acolo, îi dădea minus 4. Da, păi una este să scriu minus 2 la a doua, care face 4. Alta este minus 2 la a doua. Care e minus 4, copii. Face minus 4. Mare atenție, da? Deci minus 2 totul la a doua face 4. Și minus 2 la 2 face minus 4. 4. Deci, hai să facem o sinteză pentru Cristi? Exact. Ce-am făcut? Puteri, operații... Nu, mai întâi am făcut operații... Asta a fost mai important. Hai să spun că basta. Da. Puteri... Scriu. Da. Puteri. Da. Proprietăți. Puteri. Niciun. Proprietăți. Puteri negative, da? Virgulă, proprietăți. Apoi, puteri cu exponent negativ. Atenție. Puteri cu exponent întreg, aș zice eu. Ce înseamnă numele întregi? Și negative și pozitive. Puteri cu exponent întreg. Aplicați. Da? Exerciții. Hai de exerciții. Da, sigur. Așadar, cu aceste lucruri puse la punct, înseamnă că avem curaj să ne apucăm de greșit și să lucrăm acasă. Voi trebuie să descoperiți și treaba asta. Că lăsați totul numai la întâlnirea noastră. Deși avem matematica aproape online. Da. Gata. Dar ca să încerci și tu să lucrezi o negreșită acasă, nu o faci. Și numai aici învățăm că nu mai lucrăm, rămânem, ne întoarcem înapoi. Facem așa, un pas înainte, unul înapoi, un pas înainte și nu se vede. Trebuie și asta la asta, un pic, măcar 20 de minute, o jumătate de oră. Și viteza mă interesează, ne interesează domnul profesor. De aici vine. Că el când stă acasă, acolo, și știi că are niște slăbiciuni, trebuie să încerce, măi, trebuie să mi le elimin. N-am viteză. De ce? N-am siguranță. Că de acolo vine viteza. Dacă așa merge mâna și facem mai multe greșiți într-o oră, și avem crește viteza pe măsură ce siguranța crește. Corect. Hai zi, Ani. La revedere, vă mulțumim că lăsăm mai pe profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Like și share, că e cel mai important.